Poftim și inovația. Zone pietonale de weekend. Prima și cea mai apropiată e Bulevardul Unirii. Pornește din piața Constituției, din fața Casei Poporului. Și duce până în piața Unirii. Deci e strict pietonală. Poți să intri doar dacă ești rezident cu mașina, altfel pe jos și cu bicicleta. Ceea ce ne pare o inițiativă foarte bună, pe care noi ca verzi o susținem. Am venit să verificăm doar cum merge treaba, în ce fel se implementează proiectul inițiat de societatea civilă. Inspecție civică pe 6 roți. Bine, dacă număr și roțele mele, suntem echipaj din 8 roți. Uneori mergem pe carosabil, alteori pe zebră ca pietonii. Mergem spre următoarea locație, pe lângă universitate. Am făcut o pasă în piața Universității, la kilometru zero al democrației, cică. Bine că sunt izolate trotuarele și avem zonă pietonală, măcar pe trotuare, măcar în unele locuri, că altfel sunt prea multe mașini parcate și trebuie eliberate trotuarele. Următoarea zonă pietonală. Și aici e poliția locală cu girofar pornit. Dar noi suntem bicicliști. Noi putem intra și călare și pe jos. Mai puțin mașinile și motocicletele. Văd că lumea vine, trotinete cu biciclete, skateboard cu minge. Parcul Icoane sau cum se numește, grădina Icoane. Și băltoacă. Trebuie făcut ceva cu ea. Nu-i bun. Da, e sectorul 2 aici. Avem confirmare. Băltoacă și pe trotuare. Trebuie făcut ceva cu ele, nu? Că altfel trebuie să faci zigzaguri. Slalom printre băltoace. Sau să o iei așa pe gazon. Și ne pare rău de verdeață. Uite, cât tot trotuarul e băltoaca. Și veche, când și anul trecut a fost băltoaca aici. Că oamenii au mers pe alături. Păi, oare câte milioane s-au cheltuit pentru îngrijirea parcului ăsta? Terenul de joacă e închis. Nu e în 3, nu e în
De mereu e parcul ăsta mai gălțit. Cu cașta. Da, păi am și cu cardul și nu puteam să cumpăr, de nu cred. Am mai găsit un parc. Și mai facem un popas. Tot face parte din zona pietonală. Un porumbel obosit, probabil îi pui. Abia ieșit din cuib și să vedem dacă funcționează toaleta publică. Dincolo era din aia automată. Da, și arată fain și cu detergent. Fain, civilizat. Ce înseamnă sectorul 2. Nu-i multă lume, dar lumea profită de oportunitate. Și ne bucurăm și noi. Următoarea zonă pietonală mare, aici lângă Ase, de la Piața Romană, înspre Amzei. Venim să vedem cât de pietonală este. E din nou poliție la intersecție, indicator că e zonă pietonală. Aici deja e sectorul 1. Bun. Iată, am găsit un rost și pentru poliția locală. Sunt foarte multe mașini, dar măcar poți merge pe mijloc știind că nu o să dea altă mașină peste tine. Au obligația să meargă cu 10 km la oră maxim dacă sunt rivierani. Altfel n-au ce căuta pe aici. A, uite, unul merge cu viteză mai mare. I-a permis poliția să intre. Scrie în regulă că trebuie să meargă cu 10 km la oră, ăsta merge mai repede. La Prăvălescu. Fel de centru istoric, aici ar trebui făcută zonă pietonală permanentă, până la Ateneu încolo, până la Calea Victoriei. Poate propuneți voi, sau aici deja e sectorul 1. Sectorul 1. Aici gata, trebuie să căutăm colegii ai noștri, parteneri. Lupta cu mesajele stradale. Poate era ceva frumos, dar dacă vor ei gri, le pare lor mai frumos. Așa rămâne. Încă unul care n-a auzit de limita de viteză, dar poate că e și vina poliției. Că nu le spune. Că nu-i voie să accelereze aici. O să dea câteva amenzi și o să afle și șoferii. Așa trebuie, deci cu adevărat așa trebuie să facem. Și știi care e faza? Dacă îi îngustești cu ăștia cu mașină să dezobișnuiești și în timp să mergi cu mașina, cu mașina. Așa trebuie. Așa trebuie tot cu ești, pentru că fără bordură n-ai cum să îi menționezi limitare. Limitare, nu știu, o formă. Și uite-te și cât de tare e chestia asta. Fix ca în Copenhaga, în Amsterdam, de ce ea să duc la supermarket? Prete de alea, inclusiv căruți, deci copilul, da. A, Calea Victoriei e mai pietonală decât toată zona asta pietonală. Uite câtă lume. Deci în ce parte? Turiști. Hai. Păi hai să vedem următoarea, cred că în Cotroceni o luăm, nu? Hai să urcăm un pic în deal și spre Cotroceni, spre Eroilor. Hai să mergem pe aici, pe asta. Pe bandă, pe pista biciclistică. Hai, când o să mai avem, când o să mai avem ocazia. Nu mai traversă. Poliția chiar verifică dacă omul e riveran. Și iată îi permite, dacă locuiește aici, sigur. Scoatem bariera, treci. Marginea zonei pietonale.
Ultima zona pietonală vizitată, Cotroceni, zona eroilor, sectorul 5, la margine. Sunt și alți bicicliști, nu numai noi, echipa verde, a ieșit lumea cu familia, să învețe copiii a pedala, că altfel cum să învețe? Numai în parc sau numai în curtea blocului, pe unde tot circulă mașini? Uite aici! Bravo! Nu știu. Da, zice, băi, uite, așa era și eu. N-am intrat inițial, că ei au organizația de munceani. Fain. Mai cu orașul trebuie eliberat de mașinile abandonate. Și poate și de benzinării. Că nu au ce căuta benzinării în zone locuite. Și am ajuns la parcul Romnicea. Cred că aici o să ne oprim. Și o să facem concluzii. La soare sau la umbră, cum preferați? Dar la zonele pietonale, ba. Sau la echipa verde. Băi, eu zic un reprezentant de sector, deci Olei. Da, la 6 sectoare numai 4 pedalaci, cam puțin. E, dar pentru a doua ediție merge. Tot aia suntem. Da, asta domnul Stan. Concluzie după 7 zone pietonale propuse de societate. Să ieșim, să ies cu prietenii, să ne plimbăm, să văd o grămadă de spații în oraș fără mașini. Na, erau mașini parcate și ar fi interesant să fie, să devină o constantă chestia asta, nu să fie acum un weekend, poate încă unul sau două. Dar e bun ca intenție, măcar 7, ca intenție, dintre care vreo 3 sunt în sectorul nostru, e bun. Orice acțiune și orice are un început. Începutul întotdeauna e mai timid, cum suntem și noi acum doar câțiva care am ieșit. Dar e un început și mie mi-ar plăcea acum ca locuitor al orașului, clar, să rămână constant, să fie anumite zone care nu-i chiar să fie închise, să poată, pentru că am văzut și familii cu copii mici de 4-5 ani ieșiți cu bicicletele. Cu... Să învețe a pedala, învață modul ăsta sănătos, evident, de viață, sigur. Evident. Altfel unde, în trafic iarăși, să iasă sau în parc. Altceva care am putut să observ și mi-a plăcut, pe Calea Victoriei, cu adevărat o pistă de bicicliști protejată, deci se poate. Se poate face așa ceva, sunt o grămadă de artere cu multe benzi în București și se poate tăia o jumătate de bandă să se facă strict pentru bicicliști, cât de frumos era acolo, pe Calea Victoriei, da? Ai și filmat, am impresia. Poate o bandă întreagă sau alocăm bicicliștilor împreună cu transportul public? Da, nu știu dacă... Nu o să vrea edilii, păi noi vrem în politică să le luăm locul, nu? Poate nu, venim zis, noi cu propunerea. Nu știu dacă e siguranță pentru bicicliști, dacă e cu transportul public. Păi din când în când trece câte un troleu, câte un autobuz. Dar trebuie, eu susțin troleibuzele, autobuzele și tramvaile pe aceeași cale de rulaj. Și să elibereze prima bandă. Și atunci nu mai rămâne loc pentru mașini. Păi de ce? De unde sunt tramvaie, se circule troleibuzele și autobuzele tot pe acolo. Și se folosească aceleași refugii. E de cercetat și nu cred că trebuie să inventăm, trebuie să vedem cum au făcut alții. Păi nu e o invenție, ce am văzut și eu pe afară, nu o idee a mea strălucită. Mai pedalăm? În experiență. Mai pedalăm weekendul următor? Normal. A, nu? Da? Normal, pe cum?
Doar mai, ne oprim aici. Mai vii cu noi, Sergiu? Pedalatul e un mod de viață. Poate te îmbolnăvești tu de verde și aderi la partid. Poate vii cu buletinul data viitoare. Noi venim că adeziunea s-a rezolvat. Bun, deci pedalăm în weekend. Inspectăm, căutăm soluții, încercăm să luăm locul ăstora de la guvernare, să facem treabă mai bună în capitală, în țară, în sector.